zi al ședinței ordinare a Consiliului Local Ștefan-Simonal, județul Bacău, din data de 25.01.2023, ora 10. Începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul al patrulea al anului 2022 al primului Ștefan-Simonal. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închiriere și exercițiului bugetar pentru anul 2022 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 3, privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat în funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și a structurilor subordonate Consiliului Local. Proiectul numărul 4, privind aprobarea trecerii imobilului școala cu clasă de 1-4 Ștefan cel Mare din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare în domeniul privat al Comunei, în vederea scoaterii din funcție și a demolării. Și proiectul numărul 5, privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare. Bun, la vot cu ordinea de zi. Începem cu proiectul numărul 1. Aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al patrulea al anului 2022 al Comunei Ștefan cel Mare. Cine este pentru? Dacă sunt comisari. Dacă sunt discuții. Da, spre materiale, e vorba de încheierea anului. S-a încheiat. Bine, am ieșit de plus, deci nu sunt. Da. Bine, ar fi să încheiem în fiecare joană. Da, nu ar fi. Și anul ăsta sperăm să-l încheiem. La câte proiecte de hotărâre avem, nu zic proiecte de hotărâre, la câte proiecte în derulare avem și la câte investiții, câte bani trebuie să punem. Vom vedea. Da, să ajungem la aici. Cine este pentru? Proiectul numărul 1 este aprobat. Proiectul numărul 2, privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 2022 al Comunei Ștefan cel Mare. E tot despre buget, domnuleț? Da, tot despre buget pe anul trecut. Să nu avem probleme. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 3. Privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat în funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și a structurilor subordonate Consiliului Local. Dacă avem ceva discuții aici? Salariul de bugetar nu mi se pare dacă avem ceva de comentat. Doar la cei care se ocupă cu fonduri europene, o să vedem practic asta. În discuții, majorarea, nu e o majorare, e o suplimentare a salariului la cei care lucrează cu fonduri europene. Mai mare avem la aparatul primării personal care se ocupă de proiecte de diverse europene? Da, sigur că avem, da. Ca dovadă că sunt atâtea proiecte care sunt în derulare. Da, trebuie să-i facem cu alte fel. Chiar de apreciat. Dacă avem personalul nostru, este rezultat. Da, poate să-l contact pe stat. Maria proiectă și nu zic. O văzut de fiecare. Și pe ori e mai. Să punem la vot cu proiectul numărul 3. Cum este pentru? Da, nu știu ce puteți. Trecem la proiectul numărul 4. Aprobarea trecerii imobilului școală cu clasă 1-4 Ștefan cel Mare din domeniul public al Comunei în domeniul privat al Comunei în vederea scoaterii din funcție și a demolării. Da, e tot școala de la Vălesată. Care școala asta de la Vălesată? Da, trebuie în domeniul știi. O știi. Da, s-o mai tot. Ședințele anterioare.
Să punem la vot. Proiectul numărul 4, cine este pentru? Da. Aveți grijă să facem procedura asta, mai grijă să obținem acasă, să facem grijă, proiect da, și la întârziem, poate să întârzi și investiția, știi? Deci la proiectul numărul 5, privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Oamenii așa și trebuie să-i dai ceva de treabă.
Cel mai corect ar fi ca fiecare să-și facă curățenie în fața porții. Dar dumneavoastră știți care este varianta. Când e să facă omul ceva în fața porții, spune să vină primăria. De ce îi dăm exemplu la Belenii care mă duc în fața porții? Eu vă pun o întrebare, domnul Dan. Eu vă pun o întrebare. De ce punu Ceaușescu? Era curs la respect. Da.